Glorificat să fie Domnul! Amin. Hristos a înălțat Amin. și este viu în vecii vecilor Amin. și a de la dreapta Tatălui slăvit să fie El. Dragii mei, cu ocazia acestui eveniment în care se comemorează înălțarea Domnului nostru Isus Hristos, vreau să citesc două pasaje din Sfânta Scriptură, mai întâi din Evanghelia după Luca de la capitolul 24. Voi citi ultimele patru versete din Biblie. Ulterior voi citi și din faptele apostolilor de la capitolul 1, de la versetul 8 până la versetul 11, deci tot patru versete. Iată ce spune cuvântul Domnului. Domnul Isus i-a dus până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Fapte 1.8. Și voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martor în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer. Și un or l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați în locurile. Își cel puțin două argumente pentru care am putea afirma cu toată încrederea faptul că viața trăită timp de 33 de ani și jumătate a Domnului Iisus Hristos aici pe pământ și moartea sa au fost primite de către Tatăl Domnul Dumnezeu din ceruri, prin cel puțin aceste două argumente. Unu învierea Domnului Isus Hristos, constituie o puternică bază de argumentație care atestă faptul că sacrificiul Domnului Isus Hristos a fost primit. Cea mai mare problemă a omenirii a fost problema iertării. Cea mai mare nevoie cu care omul se confruntă în lumea asta este nevoia de iertare. Dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, Maslow a făcut o structură prin care a clasificat nevoile oamenilor. Și a analizat, din punct de vedere antropologic, psihologic, fiziologic omul, și au ajuns la concluzia că oamenii au câteva nevoi de bază fără de care nu pot conviețui. Prima nevoie este descrisă de nevoile fiziologice pe care omul le are. Apoi vorbea despre nevoia de apartenență. Pentru că am fost creați ființe sociale, nu putem trăi pusnici decât în interdependență. Vorbea despre nevoia de stimă omul. Prin creațiile, munca, efortul, aportul pe care îl aduce în lumea asta, prin vocația pe care, cu care se naște și pe care o dezvoltă, omul își împlinește această nevoie de stimă. Pe lângă toate aceste tipuri de nevoi, există, dragii mei, nevoia de iertare. Dacă n-ar fi fost iertarea lui Dumnezeu, noi oamenii am fi ieșuat cu totul. Când, de exemplu, atitudinea cuiva depinde sau viața ta depinde de răspunsul pe care cineva ți-l dă, nu știu, ai greșit cuiva, nu știu, unui angajator. Ei greșit într-un mod dincolo de care știi că consecința greșelii tale poate să însemne desfacerea contractului de muncă, poate darea în judecată și multe alte consecințe care pot decurge de aici, rele, în mod evident. Și la un moment dat vine directorul, vine angajatorul și spune, auzi domnule, te iert. Parcă toată tensiunea acumulată după zile, poate săptămâni de zile, în care ai tot fost frământat, poate uneori n-ai dormit noaptea, te-ai învârtit, învârtit, ca ușa în pe perna ta și ai spus, bă, cum va fi? Dintr-o dată, parcă toată acea presiune psui emoțională care te-a copleșit cu totul și care ți-a furat pacea, somnul, odigna, poate pofta de mâncare chiar, și beneficiezi de iertarea cu care omul îți încurnează viața. Te simți extraordinar. Dacă n-ar fi fost iertarea lui Dumnezeu, fiecare om are nevoie de iertare în relațiile interumane. Noi trebuie să ne acordăm iertare unii altora. Dar cea mai mare nevoie este nevoia ca Dumnezeu să ne iert. Și Iisus Hristos, prin jertfa sa, prin moartea sa, de fapt a murit cu acest măreț scop. Ca orice om, accesând oferta mântuirii Domnului Iisus Hristos, să capete iertare de păcate. Acum nu e așa că dacă aș ști că eu vă datorez dumneavoastră ceva, v-am necăjit, v-am supărat, v-am produs poate vreo pagubă, și îmi continui viața și activitatea ca și cum nimic din toate acestea nu s-au întâmplat. Nu e așa că dumneavoastră nutriți în sufletul dumneavoastră o așteptare ca într-o zi eu să vă trag de mână, așa între patru ochi și spun, auzi, domnule, eu ți-am greșit. Te rog, iartă-mă. De ce așteptați dumneavoastră de la mine treaba asta? Fiindcă v-am lezat cel puțin un drept. Vă întreb în această seară, nu credeți că Dumnezeu așteaptă de la mine și de la dumneata oameni care i-am lezat dreptatea? sfințenia și perfecțiunea sa. Nu așteaptă de la mine să-i spun Doamne, pentru că mi-ai încununat viața cu atâtea binecuvântări. Pentru că pot fi pe picioarele mele. Pentru că pot respira. Pentru că mi-ai dat prunci și o familie binecuvântată. Pentru că pot raționa. Pentru că mă mișc de la un loc la alt. Doamne, te rog, iartă-mă pentru cât te-am întristat. Dumnezeu așteaptă treaba asta de la noi și de fapt întoarcerea la Dumnezeu sau pocăința Tocmai asta înseamnă. Înseamnă ca eu, care am de zile, poate, l-am întristat pe Dumnezeu, i-am întors spatele, într-o zi să-mi întorc fața spre El și să spun Doamne, am obosit să mai trăiesc cu povara acestei conștiințe murdărite de păcat. Și vreau să spun ceva. Mai ai copleșit prin bunătatea ta. Tu, fiindcă ești autorul lumii întregi, suveran peste tot și toată, pentru că Tu, Doamne, ești directorul cosmosului. Ești creatorul universului și cel care pe toate le ține sub control. Tu ai fi putut de o grămadă de ori să mă strivești ca pe un vierme. O putea face într-un accident de mașină, se spunea, cu o tumoare. Prin diferite metode prin care Dumnezeu ne putea călca în picioare pe fiecare dintre noi. Dar Dumnezeu are răbdare. Noi oamenii nu prea avem răbdare cum ne-a greșit cineva, suntem gata să îi sabotăm pe 10.000 de cărări dacă se poate. Dar Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Nu e așa că de multe ori noi când ne uităm la un om care ne-a priciunit foarte mare rău, nu zicem, cum îl mai rabdă Dumnezeu pe ăsta? Când auziți întrebarea asta, să spuneți exact așa, cum te-a răbdat și pe Dumnezeu? Că niciunul dintre noi n-am fost mai buni. Și a fost un timp și o vreme în care Dumnezeu ne-a așteptat, ne-a răbdat, și ne-a suferit pe fiecare dintre noi. Dar, bine ar fi să nu întindem coarda la maxim cu Dumnezeu și să putem să fim oameni aceia care să luăm deciziile înțelepte la vreme. Dar nu doar în Domnului Iisus Hristos au constituit un argument puternic pentru că Gerfa lui Hristos a fost primită, și înălțarea Domnului Iisus Hristos au constituit o bază obiectivă a faptului că Gerfa ispășitoarea Domnului Iisus Hristos a fost primită de către Tatăl. De aceea, în această zi am citit două pasaje biblice care tocmai descriu momentul înălțării Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos a trăit doar 33 de ani și jumătate. Foarte puțin, dar încărcat cu foarte multă forță de semnificați. Și înainte să plece din lumea aceasta după ce a înviat și s-a arătat în mai multe rânduri ucenicilor Domnului Isus Hristos și nu numai la 500 de bărbați. Altă dată spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni. Cu toate acestea vreau să vă spun că a venit momentul despărțirii. Când mentorul, liderul spiritual, care i-a învățat, care a stat cu ei zi de zi, care le-a dat pâine, care le-a predicat, care le a sfătuit, care a încurajat, care a mustrat unii ori când s-au îndepărtat de principiile creștine, a venit momentul când Hristos a spus, eu trebuie să mă despart de voi. Momentul despărțirii în general e foarte greu. Greu când te desparți de o ființă dragă. Mi-aduc aminte când primul frate a spart gheața între ghilimele și a părăsit prin 2001, 2001 România. Eram încă intrați în comunitatea europeană, am intrat în 2007. Și a trebuit să plece într-o țară în care nu știa cum va fi. Dar a plecat. Era fratele meu, nu mi-a fost ușor. Apoi rând pe rând, parcă în șir indian a plecat și al doilea și al treilea. Păi un alt frate cu care eram foarte legat emoțional, când a trebuit să plece, vreo două zile după ce a plecat, eram copil eu, am suferit foarte mult. N-am dormit nopțile, am plâns. Ce o să mă fac fără tine? După ani de zile ne-am amintit. Acum, bă, ți-aduce aminte ce nenorociri și pagume mi-ai creat tu din punct de vedere emoțional? Și mi-a zis, de ce? Păi tu zice, ai plecat și eu am plâns și am zis să nu pleci. Și a spus, trebuie să mă duc să-mi fac un rost. Și slavă Domnului că Dumnezeu l-a binecuvântat, i-a dat un rost și o familie binecuvântată din toate punctele de vedere, să lăvi să fie Domnul pentru asta. Însă, am înțeles încă de atunci că viața ușor, ușor te pregătea pentru marele despărțiri. Au fost prieteni, oameni din jurul meu care au trebuit să se despartă de mine. Unii ori pentru că conjuncturile vieții i-au împins către acolo, alte ori pentru faptul că ei au ales din voință treaba asta, ori pentru că așa era mai bine pentru mine. A urmat un alt moment foarte dramatic când a trebuit să mă despart de cea mai dragă ființă de pe pământ care mi-a dat viață. Și a fost un moment foarte, foarte greu. Săptămâni de zile de suferință emoțională cumplită. Eu înțeleg foarte bine familia care tocmai a trecut prin drama asta mai ales cei care au fost legați emoțional și au fost aproape și zi de zi probabil că se întâlneau cu cel care a plecat dintre noi și s-a dus la Dumnezeu. Și imaginați-vă că și pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos a fost îngrozitor momentul când învățătorul lor, în care și-a pus toată nădejdea, toată speranța, nu la 60, nu la 70, nu la 80, la 33 de ani, a plecat dintre ei. Și e aici un verset paradoxal, adică greu de înțeles. A doua parte a versetului 52. Ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Dacă până atunci când se gândeau la momentul despărțirii a strigat Petru să te ferească Dumnezeu, Doamne, îți faci una ca asta. Dacă îi vedem în fapte 1, când se uitau cu ochii pironiți spre cer, această sintagmă arată tocmai surprinderea lor, durerea lor, momentul când uh, ei se uitau la detașarea Domnului Iisus Hristos de ei. Ce au urmat după momentul înălțării? Bucurie. Știți de ce? Pentru că după ce Iisus Hristos a fost momentul ăla greu de desprindere, dar după ce ei au realizat că Iisus a plecat la cer, au mai înțeles ceva, că toate profețiile și cuvintele pe care Hristos le-a spus au fost împlinite în mod matematic și că de-abia acum au imaginea completă a planului pentru care Iisus Hristos a venit pe pământ. N-au înțeles nimic cu moartea lui Iisus, toate așteptările lor au fost călcate în picioare: să așteptat că Isus să fie un Rege Pământesc, care să dea de pământ cu autoritatea romană a vremii de atunci și să îi facă pe ei senatori, debutați, guvernanți, cu salarii mari, europarlamentar dacă se putea. Dar, ușor, ușor, bucată cu bucată din puzzle planului pentru care Hristos a venit, începea să se asambleze și în ultimul moment, respectiv când Isus Hristos se înalță la cer, atunci primesc imaginea de ansamblu a lucrării Domnului Isus Hristos. Și în această zi vreau să învățăm câteva lecții de la această înălțare sau despărțire vremelnică și fizică, dar niciodată spirituală, a Domnului Isus Hristos de ucenici. Și când am spus despărțire vremelnică, m-am referit la faptul că într-o zi și ei și noi vom fi cu Domnul Isus în cer. Și am spus și despărțire fizică pentru faptul că de atunci încoace, de când Isus a înălțat la cer, ne-a trimis pe pământ un mijlocitor, pe Duhul Sfânt și El însuși s-a angajat că deși fizic nu va mai fi cu noi, spiritual va fi cu noi doar atunci când vom fi la biserică. Doar atunci când noi vom fi băieți de treabă. Și vom fi credincioși și ne vom ruga și vom citi Biblia. Dar când a zis Domnul Isus? Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele. Și când vă fi greu, și când vei fi pe colidorul spitalului, și când vei fi pe alea cimitirului, și când ființele dragi îți întorc spatele, se întorc împotriva ta, Dumnezeu alege să fie cu tine în fiecare zi. Glorifica să fie Domnul pentru asta. Vreți să vă pun o întrebare în această seară? S-a ținut Dumnezeu de cuvânt? Atunci, haideți să și enunțăm. Pedagogia înălțării. Ce învățăm de la înălțarea Domnului Iisus Hristos? Primul lucru pe care îl învățăm de la înălțarea Domnului Iisus Hristos e că Domnul e serios. Se ține de cuvânt. Le-a spus foarte clar. Eu am să mă duc în Ioan 14, versetul 6 mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apoi a zis, eu sunt ca în adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Întreg pasaj vorbește despre ce? Despre învierea, dar și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Când spune mă duc să vă pregătesc un loc, de fapt se referă la un loc specific și anume cerul, nu face referire la cerul atmosferic, acolo unde ajungem noi cu avionul și unde o mâine va trebui să zbor cu avionul la Timișoara. Nu se referă la cerul atmosferic, ăsta este primul cer, Urmează după cerul atmosferic, cerul astrologic, unde sunt astrele, constelații, stele. Și urmează al treilea cer, de dincolo de astre, care este raiul lui Dumnezeu potrivit a ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, bisericii din Corint. Așadar, vorbim despre trei ceruri. Un cer atmosferic, un cer astrologic, unde sunt astrele, stelele și constelațiile. Și vorbim despre al treilea cer, unde este Domnul nostru Isus Hristos. Raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Și Hristos a înălțat și șade la dreapta Tatălui. Sintagma biblică, șade la dreapta Tatălui, e o expresie pe care o foloseau oamenii în Antichitate pentru mari împărați și reci care își terminase misiunea și acum trebuia să se așeze. A te așeza așa de, a sta pe scaun, înseamnă că ți-ai terminat misiunea pentru care ai venit pe pământ. Fratele Darmas, acum așa de. Pe pământ, noi nu prea putem ședea decât în sincope. Îi multă muncă, îi multă alergare, îi multă zbatere, îi multă suferință, îs frici pe care le avem în sufletul nostru, îs provocări și ritmul ăsta al vieții care ne-a tulburat și ne tulbără pe fiecare dintre noi, aproape câteodată ți-e greu și să-ți mai tragi răsuflarea. Eu de ceva săptămâni de zile mă simt ca într-o priză. Și i-am spus nevestii mi mie dor să stau o zi și pur și simplu să nu mai aud de nimeni și de nimic, bă, și să stau, pur și simplu să stau. Să mă pot gândi la Dumnezeu, la viața mea, la sufletul meu și la familia mea. Pentru că există un ritm alert al vieții. Și știu că oricât aș căuta o dignă, zici, voi mă duc într-un concediu. Și chiar cred că am nevoie mare de un concediu. Și mă duc în concediu cu familia și vreau să mă liniștesc, să mă odihnesc, să mă deconectez de tot și de toate. Știi că și acolo nu e adevărată o dignă? De câte ori nu s-a întâmplat să plec într-un concediu și să aud pe nu știu care care e supărat. Pe ăla în trafic nu știu ce faci. Ai venit și supărat că ăla nu știu cum ți-a spus că mâncarea n-a fost bine, Bața a spus o vorbă nepotrivită, pe pământ nu e adevărata fericire. Pe pământ nu e adevărata o dignă. Trăim doar un simulacru de fericire. Însă adevărata fericire și împlinire o vom găsi sus în cer la Dumnezeu. Slăvi să fie El. Dar cu ocazia înălțării Domnului Iisus Hristos am învățat o lecție foarte clară. Că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și tot ce promite El este dus la bun sfârșit. De aceea, faptul că El a zis mă duc să vă pregătesc un loc este un prilej de mare binecuvântare că Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Noi oamenii putem uneori să ne jucăm cu cuvintele. Noi poate că toată promitem ceva și nu din reintenție, uităm să mai ducem la îndeplinire ce am promis. Dar Dumnezeu ce a promis va duce la îndeplinire. Slăvi să fie numele Lui în veci. Așa că, dragii mei, aceasta este convingerea noastră, că Dumnezeu se ține de cuvânt. A doua lecție cu ocazia înălțării Domnului Iisus Hristos este aceasta și anume, Domnul Iisus Hristos cu ocazia înălțării sale ne predă o lecție despre suveranitatea sa. Nu doar despre seriozitatea sa, adică se ține de cuvânt, despre suveranitatea sa. Cum ar putea un om în dimensiunea telurică pământească să poată sfida legea gravitației fără niciun motor care să-l alimenteze, și să poată sfida legea gravitației și să zboare. Și să zboare, avionul urcă cam la 10.000 de metri, de 10 km altitudine. Cam acolo e înălțimea avionului. Și imaginați-vă că a trebuit să treacă și vorbim despre miliarde de ani câteodată, să poți ajunge la cea mai îndepărtată galaxie sistea. Și depinde cu care viteză. Vorbim despre mii și milioane de ani când mergi cu viteza luminii, și dincolo de galaxii, să poată ajunge sus în raiul lui Dumnezeu. Și ce îmi spune mie asta? Că Domnul Iisus Hristos e tot puternic. Și el, printr-un singur cuvânt, s-a înălțat la dreapta Tatălui, sfidând legea gravitației. Știți, ca să poți ajunge în zonele Cerului Astrologic, de pildă, nu poți ajunge oricum. Adică îți trebuie un echipament special. Pentru că cu cât te înalți mai sus și mai sus, de exemplu, avionul care circulă la 10.000 de metri altitudine are temperaturi de minus 52 de grade. Și imaginați-vă să meargă mai sus și mai sus, ai nevoie de un echipament special, altfel mori. Dar. Când biserica va fi chemată de Domnul Dumnezeu sus la cer, evenimentul ăsta se numește înălțarea bisericii sau răpirea bisericii la cer, nu vom mai avea nevoie de niciun alt echipament. Că Duhul sfânt va schimba trupul stării noastre zmerite într-un alt fel de tur, trup, Biblia îl numește doxa, adică trup de slavă, un trup glorificat, care va sfida legea gravitației, va trece dincolo de constelații și trupul acesta va ajunge într-o zi în cer la Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Dumnezeu este suveran. Vedeți, stimați credincioși, mă doare să văd câteodată că mulți creștini care spun că ei comemorează și celebrează chiar sărbătoarea înălțării Domnului Isus Hristos, nu înțeleg mai nimic din ce înseamnă sărbătoarea înălțării Domnului Isus Hristos. Dacă aș fi mers puțin prin Târgoviște și aș fi chemat un cameraman, cum văd că se întâmplă foarte des, mai ales în marele metropole ale României, te duci și discuți cu oamenii. Ce sărbătorim noi astăzi? Abară. Zice, înălțarea Domnului. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că mi-a dat șeful liber de la muncă. Cam asta e pentru ei. Am și eu niște vecini pe acolo, care astăzi, cum au celebrat ei înălțarea Domnului? Au dat drumul la... Era să zic muzică, dar manele am vrut să zic. Adică e diferență muzică și manele totul. Și au început grătar, bere, înjurături, zbierat, cam așa celebrează ei. Însă, sărbătoarea înălțării Domnului este ceva cu mult mai mult decât atât. Ne vorbește despre un Dumnezeu suveran. Și când înțelegem că Dumnezeu este suveran, înseamnă că noi ne putem pune încredere în El, că poate să dea răspuns la nerăspunsurile vieții noastre. De aceea, îl glorificăm pe Dumnezeul acest. E Dumnezeul în care poți pune încrederea de plin și nu te va dezamăgi niciodată. să Slăviți să fie numele Lui. Apoi, a treia lecție pe care ne-o predă în înălțarea Domnului Iisus Hristos este lecția siguranței faptului că și noi într-o zi vom fi înălțați. Domnul Iisus Hristos a înălțat din zona muntelui măslinilor. De ce? Că tot acolo a pătimit în grădina Ghețiman. Și locul unde tu ai suferit și locul de unde ți-au fost durerile și rănile la vedere deschise, dacă rămâi lipit de Domnul și credincios, va fi și locul în care vei fi înălțat. Și va fi o înălțare cu mult mai măreață când picioarele lui Zaharia, capitolul 14, vor cobori într-o zi, știți unde? Tot pe muntele măslinilor, dar nu ca să mai fie omorât și crucificat, de către niște soldați romani și de către niște preoți care nu aveau în vedere decât binele lor personal. Și uitați-vă, dragii mei, că Iisus Hristos va veni ca rege, atunci orice ochi îl va vedea, cu toții se vor pleca înaintea Lui, dar pentru unii va fi prea târziu. De aceea, înălțarea Domnului Iisus Hristos ne aduce aminte că dacă El s-a înălțat, e o garanție a faptului că și noi vom fi înălțați și nu vom rămâne aici pentru întotdeauna, și că glia rece nu e ultimul loc în care omul poate ajunge. Și m-am gândit și odată, mă, ce cumplit e, e fatalist să fie ateu. Să crezi că aici raiul, aici iadul și într-o zi vei ajunge la 2 metri sub pământ, te mâncă viermi, după ce ai făcut o grămadă de carte, după ce ai muncit ani de zile, după ce te-ai chinuit să construiești casă, dintr-o dată te duci tot la 2 metri sub pământ. Mi se pare că e o perspectivă fatalistă. Am intrat în stat în depresie cu toți. Dar ascultați-mă, noi care știm că lopata groparul nu ultimul răspuns al vieții și că de dincolo de glia rece omul are un suflet care este veșnic și ajunge dacă se luptă să trăiască nepricănire la un loc de odignă în bucurie, în fericire cu Dumnezeu, perspectiva nu mai este atât de sumbră. Aduc aminte că îmi priveam sicriul mamei mele, era dureros ești om, dar exista ceva ce îmi dădea putere. Nu, nu e acolo, ea nu e acolo. Eu știu că e la Dumnezeu, și o să era încrederea mea de plină și mi-am dat putere în săptămâne care urma să pot trece peste. De ce vreau să vă spun în seara asta? Faptul că Isus Hristos a înălțat la cer este o garanție care îmi conferă siguranță că nu moarte este evenimentul cel mai tragic. Că moarte este doar o trambulină spre împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Înălțarea Domnului Iisus Hristos ne mai învață ceva. În al patrulea rând ne dă o lecție despre slujire și despre un model de slujire sacrificială al Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, Iisus Hristos a slujit până în ultima clipă. Și în momentul în care pleacă, cum se produce despărțirea de ucenici? Pentru că e important și cum se produce deslipirea. Deseori, când merg la servicii de înmormântare, știți cam ce între pe cei din familia apropiată? Care au fost ultimele cuvinte pe care le-a rostit omul înainte să moară? E important treaba asta. Pentru că eu am întâlnit oameni care cu puțină vreme înainte să moară au zbierat și au zis, vă draci, vă duri care vin să mă ia. Și urlau și privirea și uitătura, și treau într-un fel de groază teribilă. Dar am cunoscut și oameni care s-au luptat să trăiască neprihănire și înainte să moare au zis, a venit Domnul Iisus Hristos la mine. A venit un înger, o ființă îmbrăcată în alb și mi-a spus, cheamă-mă sprungi și iați la revedere de la ei că am venit să te chem acasă. Dacă știți sau nu povestea unui frate din Drăgăiești care a murit anul trecut, l-am cunoscut îndeaproape, l-am cunoscut personal și a murit la doar 58 de ani. Sta la terapie, a stat zile în comă și înainte să moară s-a trezit din comă după zile întregi, probabil săptămâni de comă, în care era într o stare din inconștiență. A așteptat până a venit ultimul lui copil, care a venit dintr o țară străină, cu care avea o legătură mai uh, apropiată. S-a trezit din comă și a zis: vină mai aproape să zic ceva." L-a luat aproape lângă el și la ureche a șoptit, a venit Domnul Isus și mi-a zis că eu plec acasă. Să ai grijă unde comporți cu frații tăi, să le spui că unii dintre ei nu sunt întorc la Domnul, se întoarcă la Domnul și a dat câteva sfaturi. Și zice, la câteva minute după discuția asta a mea cu el, și-a pus mâinile pe piept și Dumnezeu l-a chemat acasă. Știți cât de înălțător este să privești moartea unui om care s-a luptat să trăiască în În frică de Dumnezeu? Știți că se spune în cronici despre Stalin? Că înainte să moară vedea drag și spunea Luați-mă de aici, vlătfăcări de foc! O groază teribilă povestește Cheteva uh, 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 fata, uh, uh, Cheteva era soția lui Fata lui povestește într-un jurnal despre Traumele prin care Stalin a trecut înainte să moare. Era sfâșietor, omul care toată viața l-a sfidat pe Domnul Isus Hristos. Și a spus că nu există Dumnezeu. Că poți să spui că nu există America, dar te vor contrazice toți cei care au fost în America. Știți că nimeni din Europa nu credea că există America? Până, știți până când? Toți ziceau, ăsta este lumea, asta este pământul. Știți până când s-a spus minciuna asta că nu există America? Până când Cristofor Columb a descoperit America numai un inchiziții puternice în care vrei trebuia exterminat, Cristofor Colum a urcat într-un vapor și a zis, mă duc să scap de legile tirane. Și așa a descoperit America. De aceea vreau să vă spun că poți avea libertatea să te comporți și să crezi orice. Dar ascultă-mă, adevărul, tot adevăr rămâne. Indiferent că eu îl cred sau că nu îl cred. De aceea, dragii mei, Dumnezeu ne spune nou în această zi, cu ocazia înălțării sale, Domnul Isus ne predă o lecție despre slujire. Iisus Hristos chiar și în ultima clipă a slujit pe ucenici. Și știți ce le-a făcut? Le-a predicat. Zice, de exemplu, versetul 49, Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Fapte 1 cu 8, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt. Ce le spune de fapt? E un fel de testament verbal. Ce? nu vă descumpăniți, eu voi pleca, dar odată cu plecarea mea am să vă trimit pe Duhul Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul meu. Și Iisus Hristos îi binecuvintează. A îi binecuvânta înseamnă că îi încurajează, le dă sfaturile cele mai bune, îi slujește. Putea să zic că am slujit atâția ani, acum nu mai slujesc. Iisus Hristos, Iisus Hristos, până în ultima clipă, slujește. Pentru că de înălțarea Domnului Iisus Hristos învățăm că și noi trebuie să slujim până la capăt. Tocmai de aceea, când vin îngerii aceia și stau de vorbă cu ucenicii Domnului Isus Hristos, spune, bărbați galileeni, de ce? Stați și vă uitați spre cer. Ei au zis, n-aveau nici poze, nici telefoane să facă selfie, să imortalizeze momentul când Iisus se înălța la cer. Ar fi făcut treaba asta. Dădea transmisie live. Numai că, în timp ce ei se uitau și erau cu toți siderați, uimiți, Wow! Cum s-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer? Vin niște îngeri. Și îngerii ce i spun? A stat cam mult. Nu știu cât să fi stat. 30 de minute? O oră? Două? Trei? Habar n-am! Dar câteva ore cel puțin probabil că fi stat. Și se uitau spre cer. Erau cu toții uimiți. Și vin îngerii și știți ce spun? A stat prea mult. De ce stați? Voi aveți o misiune foarte clară, uitați-vă. Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și întrebarea de ce stați este invitație la slujire. De aceea, cu ocazia înălțării, Domnul Iisus Hristos ne spune, știți că e târziu? Știți că trăim apusul istoriei omenirii? Știți că lumea asta se îndreaptă către un final? Știți că mai devreme sau mai târziu vei pleca din lumea asta? Atunci adună comoară pentru cer. Atunci slujește, atunci luptă să faci binele, atunci investește timpul în cel mai înțelept mod. Ca să nu te trezești într-o zi la ușă încuiată. Sfântul Apostol Pavel spune bisericii din Efes, în Efesen capitolul 5, versetul 16, răscumpărașe vremea că zilele sunt rele. Înțelegând că zilele sunt din ce în ce mai rele și ne aflăm spre amurgul ultimelor clipe, Domnul Dumnezeu ne spune în această zi, răscumpărați vremea. Știți ce însemnează răscumpărați vremea? Este un verb exagorazo care înseamnă încearcă să recuperi, să recuperezi înapoi ce ai pierdut. Recuperează timpul și anii care i-ai pierdut, fructificându-i la cel mai înalt nivel. M-a întrebat cineva, frate Timotei, tu te mai uiți la filme? Și eu zic de care? Din alea polițienești când unul îi zboară capul ăla, când Esmeralda îl înșală pe nu știu care și filme din alea turcești pe 100 de episoade și plânge aia și se întoarci. și zic, păi la ce să mă uit? Dacă nu eram pocăitor, nu mă uitam. Păi zic, de ce? Pentru că erau niște science fiction. Ăia fac bani mult pe treaba asta, dar mie îmi fură ani din viață, pierzând timpul și uitându-mă la astfel de lucruri care nu mă zidesc. Și ce faci în loc să uiți la treaba asta? Păi decât să ascult niște oameni care își formează niște scenarii de viață și care vor să mă mintă spunându mi mie despre una sau alta, mai bine, mă rog, mai bine vizitez un bolnav, mai bine citesc o carte. Mai bine fac o faptă a credinței ca într-o zi să fiu răsplătit de Domnul Dumnezeu. Da, dacă mă întrebați dacă am mai văzut un film, nu, de ani de zile. Probabil de peste 20 de ani. Și știți de ce? Pentru că nu mai am timp să fac treaba asta. Timpul meu e foarte limitat. Și din timpul ăsta pe care îl mai am, eu trebuie să strâng comori pentru cer. Știu că într-o zi voi sta față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu mă va întreba, ce ai făcut pentru cer? Tot ce ai făcut pentru casă, pentru diplome, pentru bunurile patrimoniale, se va trage linie și se va scrie un mare zero. Dar, Doamne, am muncit ani de zile pentru casă, am muncit ani de zile pentru travertin, am muncit ani de zile pentru renovări. O, zice Dumnezeu, tot ce ai făcut a fost pentru pământ. Și să vă scriu un mare zero. Ce ai făcut pentru cer? Ce ai făcut pentru împărăția mea? Și zice Dumnezeu, când ai făcut un bine unui serman, când te-ai rugat pentru cel nenorocit, când ai vizitat casa unei femei care era în prag de divorț și ai spus, bă, băgați-vă mințile în cap, împăcați-vă și aveți grijă de pruncii voștri. Atunci zice Dumnezeu, pentru mine ați lucrat. Asta înseamnă să investești timpul. Asta înseamnă să slujești. Înseamnă să nu-ți mai permiți să pierzi timpul într-un mod dezonorant. De aceea vreau să vă spun în această zi. M-am hotărât să-mi răscumpăr timpul. Frate, zice, nu mai vii să stai cu noi la șuiete lungi. Ce să ascult bârfe la nesfârșit? Mă obosesc. Mai mult și mai mult îmi doresc să pot alerga pentru Domnul. Mie mi se pare că e târziu, prieten. De aceea mâine seară eu trebuie să ajung lângă Arad, la Săvârșin, pentru că pe terenul de fotbal va fi evangelizare. Sâmbătă va trebui să zbor în Germania pentru că e evanghelizare. Luni va trebui să mă întorc înapoi acasă. Mar va trebui să vin din nou la slujbă. Și tot așa. Pentru că e puțin timp că ne-a mai rămas. De aceea, să ne ajute Dumnezeu să investim timpul ăsta. Să nu irosim pe gunoaiele lumii. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că timpul meu și timpul dumneavoastră este prețios. E mai prețios decât banul. Bani se pierd să mai pot face. Timpul e mai prețios și decât sănătatea. Că dacă eu ți-a zice în seara asta, uite, vreau o sănătate, să ai o sănătate ca la un tânăr de 20 de ani, fără niciun fel de boală, dar să mai trăiești un minut. N-ai vrea. Mai bine prefer cu boală și mai mulți ani. Pentru că timpul e mai important chiar și decât sănătatea. Ai pierdut sănătatea câteodată ți-o mai poți recupera. Dar timp niciodată. Cu ziua de astăzi nu vă veți mai întâlni niciodată. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne fructificăm timpul la cel mai înalt nivel pentru onoarea Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, de sărbătoarea înălțării Domnului Isus Hristos, îngerii Domnului ne pun întrebarea, de ce stați? De ce stați și vă pierdeți timpul pe TikTok și pe Insta? De ce stați și vă pierdeți ore întregi, nefăcând nimic, sunt la cafele și șuiete lungi, fără niciun fel de noi, mă? Când între voi sunt oameni, sunt vecini cărora nu le călca pragul și au nevoie de o bucată de pâine. Când poate cineva este la capătul puterilor și poate că este hotărât să se sinucidă. Cum mi s-a întâmplat mie, par mi se anul trecut, zburam din București spre, spre, Dublin și un om care trebuia să fie pe locul 20 și ceva, nu m-a trezit că era pe locul 1, exact unde eram eu acolo. Și omul ăla, în timp ce eu căutam, că mai studiam, eu asta fac în avion, de regulă, fac predici, citesc din Biblie, și s-a uitat la mine și a zis, dumneata, ce ești, ești preoș? Și zic, da. Și zice, da, dumneata, de ce ai venit la Dublin? Eu vin să predic. De că asta e misiunea mea am venit să predic. Și printre altele îmi spune, uite, eu am venit aici în Dublin, fiindcă vreau să bag divorț de nevasta mea. Avea un copil de 10 ani, un bărbat la vreo 48-50 de ani, hotărât să termine cu viața de familie. Și gândiți-vă ce a urmat. Patru ore și jumătate de zbor, în care cei care erau lângă mine s-a transformat ca un meu într-un amvon. Am scos Biblia, și am început să le predic. Aveam Biblia pe telefon, n-am mai citit pe telefon din Biblie, am scos Biblia din geantă, Biblia mea mai mare și am început să stau de vorbă cu ei. Și unul o întrebare, altul o întrebare și știi ce mi-a spus omul ăla la final? Promit că am să mă pocăiesc. Și zic eu, și ce să faci acum încolo când ne-am despărțit? Zice, fratele meu, acum nu îmi spunea altfel decât fratele meu, zice uite, promit că am să-mi sune nevasta, o să anulesc că aveam programare la notar să divorțăm, că eu nu mai vreau să divorțez, că eu vreau să fiu soț și tată pentru copilul meu. Dumnezeu să vi se pare că e întâmplare? Dumnezeu orchestrează evenimentele din viață. De aceea, aș fi putut să zic, sunt obosit, mă pun să sforăi. Și dorm, se întâmplă de multe ori să chiar dorm în avion puțin, așa că îți turbulențele ale mari, nu mai las somn, nu te gândești. Dar sunt momente în care Duhul Sfânt îți dă imbold. Și când Duhul Sfânt îți dă imbold, în momentul ăla tu trebuie să-ți deschizi gura, pentru că nu știi pe cine poți salva din cele mai adânci căderi și gropi. Frații mei și surorile mele, stimați prieteni, suntem chemați la slujire. Puțină vreme ne-a mai rămas. Am făcut și facem prea mult pentru noi, dar pentru sufletul ăsta facem ceva. Pentru trupul ăsta facem o grămadă. Pentru traiul nostru pământesc facem o grămadă. Dar pentru Dumnezeu care ne-a făcut atâta bine. Pentru sufletul nostru facem ceva. Dumnezeu să ne ajute să investim în împărăția Lui. Și vreau să închei și apoi să și cântăm o cântare imediat și să închem slujba. Spunându-vă ultimul lucru. De înălțarea Domnului Iisus Hristos învățăm și lecția solidarizării. Ce înseamnă asta? Înseamnă să știm să lucrăm în echipă. Iisus Hristos se înalță la cer, își termină misiunea, ce frumoasă despărțire, nu cu zbierat, nu cu certuri, cum a spus o, dată o femeie despre bărbat s-a dus la pastor și a spus, pastore, Zice, îți nenorocită, plângea în hoote. Păi ce de ce? A murit bărbatul. Dar zice, cea mai mare problemă nu doar că a murit. Înainte să moară, cu câteva ore m-am certat cu el la cataramă, l-am jignit, l-am făcut capul alb albie de port. Iertați-mă, plastica exprimare. Și zice, el parcă a simțit ceva. Și a pus se și un ghiuzănel, a urcat în mașină și s-a dus spre locul de muncă. Într-o intersecție, când se vireze, o mașină puternică l-a izbit și a murit pe loc. Și acum la mormântul lui aș vrea să-i spun că îmi cer iertare pentru toate cuvintele jignitoare pe care le-am adus. Iisus nu s-a despărțit așa de ucenicii săi. Iisus i-a binecuvântat. Și au rămas cu amintirea extraordinară a faptului că Iisus Hristos i-a încurajat și pe ultima set, sută de metri, slujindu-i cu toată inima. Ce frumoasă despărțire! Și după ce Iisus Hristos se înalță la cer, uitați-vă că se întâmplă un schimb. Iisus își împlinește lucrarea pentru care a venit, Apoi îngerii, și aici este lucrarea de legătură, vin și transmit și ei un mesaj și apoi la câteva zile, la câte zile, cine știe? La câte zile de la înălțare? La 10 zile de la înălțare ce se coboară? Se coboară Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și uitați-vă că aceștia trei una sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și între ei este o simbioză sfântă. Tatăl primește jertfa Lui Iisus Hristos, Hristos înviază și se înalță, îngerii vin și transmit mesajul ucenicilor, iar mai apoi Duhul Sfânt vine și confirmă ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ce vedeți între aceștia trei? O simbioză extraordinară. Un spirit de echipă, o solidarizare extraordinară, fiecare făcându-și lucrarea potrivit cu menirea pe care o au. Noi cum suntem? Să ne ajute Dumnezeu de sărbătoarea înălțării sale, să ne ținem de treabă, și să facem ce ne-a chemat Dumnezeu să facem, aducând în aportul potrivit cu chemarea, specificul și locul în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare. Și când fiecare vom face lucrarea potrivit cu chemarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, va fi armonie, va fi binecuvântare și într-o zi cu toții vom zbura la cer. Va fi locul în care nu va mai fi nici diabet, nici durerea de despărțirii, nici suferință nimic din toate acestea. În cer va fi, spune Biblia, pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul să nu ratăm acea întâlnire. Nimeni dintre noi. Pe pământul ăsta poți rata și pierde zborul, mi s-a întâmplat și mie. Ce Domnul a ajuns cu un minut mai târziu. Am a a închis porțele de îmbarcare. A fost dezastru. Cu copilul prin aeroport, cu nevasta pe la Londra, disperați. Mi s-a închis ușa, poarta de îmbarcare. N-a fost chiar simplu. Dar am așteptat, m-am cazat la un hotel și am așteptat a doua zi. Și am luat un alt zbor. Vreau să știi că înălțarea Bisericii la cer, când Dumnezeu își va chema Biserica, va fi o singură dată. Nu mai suport amânare și niciun fel de altă reprogramare. Într-o zi Dumnezeu își va chema creștinii să-i ca un magnet îi va atrage spre cer. Și în ziua aceea, dacă te găsește ca un om neprigănit, vei ajunge în cer. Dacă nu te găsește ca un om neprigănit, vreau să spun ceva, prietene. Ți se va spune ce mi-a spus mie, de la poartă de îmbarcare. Ați venit prea târziu. Există un prea târziu când se va închide ușa. Amintiți-vă că în Matei 25 se vorbește despre cele cinci fecioare nechipzuite care au venit și ele la poarta de îmbarcare. Vrem să zburăm spre cer! Și au zis, e prea târziu pentru voi! Și s-a închis ușa. Să nu pierdem în viață ocazii și ani. Și în clipa morții sau când Dumnezeu își cheamă biserica acasă, să risipim, să cercim măcar o clipă, în timp ce ani de zile i am mirosit. Nu, nu. Astăzi este ziua potrivită ziua când vreau să-i spun lui Dumnezeu, eu vreau să intru în poporul tău, Doamne. Vreau să fiu și eu fica ta, vreau să fiu și eu fiul tău, să te slujesc cu toată inima. Și atunci când vei veni să schimb drepții tăi și sfinții tăi la cer, ca un magnet să mă atragi și pe mine. Tu nu ești făcut pentru pământ, tu ești făcut pentru cer. Chemarea înălțimii pentru tine. Sufletul tău de la Dumnezeu a venit și într-o zi, acolo va trebui să ajungi. Niciunul dintre noi să nu ne Permitem ca în ziua aceea să pierdem acest bor. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească. Dumnezeu să ne sprijine, să ne dea puterea.